Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Între Scriptură și Ziar, Între Scriptură și Ziare. În ultimii ani, familia a fost în dezbatere și în ultimele luni familia a ocupat primele pagini ale ziarilor. Dezbaterea despre familia tradițională, dezbaterea despre familia clasică formată dintr-un cuplu realizat din soț și soție, apoi relația părinți copii, părinți adoptați în cupluri care sunt cu o altă structură decât cea tradițională. Pornind de la aceste dezbateri, aș vrea să ne îndreptăm cu invitatul din această zi spre o relație care apare pe paginile ziarelor de scandal, pe paginile unor ziare de știri, ca o relație în domeniul patologicului deja. Relația fracturată, fragmentată dintre tată și fiu, dintre tați și fii. Ne uităm la tați degenerați, la tați cu probleme penale, tați dependenți cu diferite forme de adicție și rezultă un dezastru educațional în familie. Aș vrea să privim la toate aceste probleme și să ne restaurăm perspectiva uitându-ne în Sfintele Scripturi. Îl am din nou invitat în această zi pe pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit în Între Scriptură și Ziare. Bine v-am regăsit, mă bucur. Aș vrea să ne îndreptăm pornind de la ultimele declarații ale oamenilor politici, de la ultimele probleme apărute în presa scrisă și presa audio-video, și anume despre familia tradițională, relațiile normale în familie. Ce înseamnă o familie tradițională deja? O familie tradițională cred că își găsește imaginea și argumentul în prima carte a Bibliei. Cred că nu e întâmplător că revelația Scripturii, canonul Scripturii, începe cu Geneza, o carte a familiilor. Mereu m-am întors și eu în aceste ultime zile, ultime săptămâni, cel puțin mental și uneori în discursurile mele, la ideea de familie din Geneza. Acolo unde există părinți, există bunici, unde este o relație interesantă, patriarhală, sigur, așa cum era epoca, între tată și fiu, în transmiterea binecuvântării, în care parcă tot mai puțin cred, în relația bazată pe ascultare, pe respect, pe cultivarea valorilor, pe o anumită promovare a valorilor, inclusiv familiale, de clan, poate, de la o generație la alta. Un transfer natural de la o generație la alta într-o familie heterosexuală care poate să procreeze și unde părinții aceia, din acea vreme, patriarhii, au înțeles că trebuie să-i dai mai mult decât o casă, în cazul acela un cort, mai mult decât să-i pui în mână o meserie, să-i creezi oarecum un context mulțumitor de viață, să-i oferi o relație educațională, mai mult decât o relație biologică. Ce mi se pare interesant este că trăim vremuri atât de zdruncinate, încât până și relația, iată, biologică este pusă în discuție, încât fiziologia relației a ajuns să fie în prim planul dezbaterii. Problema homosexualității, problema incestului, discutată în țările civilizate ale Europei, ne-am dus mult, asta e senzația mea, spre fiziologie. Suntem ecologiști, suntem orientați spre trup, suntem atenți cum îi hrănim pe copii, să-i creștem sănătos din punct de vedere fizic, să le oferim recreație, să le oferim sisteme de învățământ cât mai, nu știu, eficiente. Aproape toate acestea le facem parcă fugind de propria noastră responsabilitate, cea educațională. Nu numai Geneza, cum bine ți-am amintit, Geneza este o carte a familiilor, dar apoi continuă acest fir roșu în Exod, în Levitic, în Deuteronom, acolo este o realitate multigenerațională, transgenerațională. Sunt valori care se transmit dintr-o generație în alta. Vorbim despre familie, vorbim despre familii disfuncționale, familii formate din părinți singuri, mame singure, tați singuri care își cresc copiii din diverse motive. Ce șanse are o asemenea familie disfuncțională să realizeze totuși obiectivul educației despre care vorbeați? Există
Eu provin dintr-o asemenea familie, mama ne-a crescut singuri. Și cred că a făcut o slujbă peste puterile ei, destul de bună până la un moment dat. Ați avut, pentru o scurtă perioadă, noastră propria experiență. Cu asta doream să încep. Da. Există în viața mea, cum știți, un intermezzo. Da. Între două mariaje. Da. Între 2005 și 2008, sunt câțiva anișori, da. Am trăit experiența familiei monoparentale. Soția mea a decedat în 2005 și până m-am recăsătorit, i-am crescut pe cei doi copii singur. E cumva impropriu spus că nu recomand, asta nu pot să recomand, sau da. Nu, asta se întâmplă. Cum s-a întâmplat și în cazul nostru. Da. Da. Dar ce bine că acea perioadă, după 3 ani, da, aproximativ, s-a sfârșit. Pentru că nu numai că nu am putut să fiu mamă pentru copii, deci nu numai că n-am putut să fiu mamă, frate Marius, n-am reușit să fiu uneori nici tată. Mm-hmm. Da. Pentru că încerci să le faci pe amândouă. Da. Și te trezești la un moment dat că și ai frustrarea că n-ai reușit să faci nici una, nici alta. Mm-hmm. În acest context recomand recăsătoria, sigur, nu în orice timp, nu cu orice persoană, sigur, nu ne pripim, sigur, nu ne lăsăm oarecum impulsionați în ideea de recăsătorie doar de aspectul trupesc, fizic, dar cu băgare de seamă, cu călăuzirea lui Dumnezeu, recomand ca pe cât posibil copiii să fie crescuți de ambii părinți. Cunoscându-vă familia, este o familie pe care aș putea o exemplifica drept model. Ați și faceți o slujbă, cel puțin cât se vede din afară, excelentă, ca părinți, părinți fiind copiii rezultați din prima căsătorie s-au adaptat foarte bine la nou context. Din aceste presiuni, din necaz, din suferința prin care ați trecut, din experiența pastorală, din lecturi, a rezultat o carte. Spre aceasta aș vrea să ne îndreptăm. Această carte se numește Poemele Tatălui. Puteți să ne spuneți câte ceva despre geneza cărții, cum s-a născut, de ce ați scris-o, ce texte din Scriptură ați invocat? Cred că motivația fundamentală, aceea lăuntrică, motivația nerostită a acestei cărți, este tocmai postura în care mă aflu. E un fel de profesiune de tată, aș zice, și aici cred că mi-am găsit resursele emoționale pentru a mă apuca a o scrie și a publica această carte, Poemele Tatălui. Din punct de vedere ideatic și al subiectului, am fost fascinat de ceva vreme de relația dintre David și Solomon. Și am găsit, grație unor lecturi avizate, am găsit că în primele capitole din Proverbe, în special capitolul 4 și 5, la acesta mă refer, acolo unde ne spune Solomon: când eram fiu gingaș la mama mea, tatăl meu îmi spunea, și se deschid niște ghilimele, am identificat în versificația ebraică un număr de 5 poeme. Ele nu mai apar versificate în Cornilescu. Dar dacă te uiți în versificație, sunt de fapt 5 poeme și fiecare poem începe în traducerea Cornilescu cu ascultă fiule, ascultă fiule, cu acest imperativ. Odată identificate, le-am folosit în câteva studii și am început să adâncesc tema. Și cumva această carte s-a născut pe fondul unei pasiuni, a unei preocupări. Am găsit lucruri atât de interesante, de actuale, de postmoderne în aceste poeme, încât am lărgit sfera bibliografiei și a rezultat această carte scrisă în esența ei în 5 capitole, devenite 5 imperative. Și cele 5 capitole sunt conectate cu cele 5 poeme, în strictul sensul. Cât din experiența pastorală ați spus acolo, cât din experiența de tată, cum se împletesc cele două tipuri de experiențe în text, cât vine din experiența bibliografică? Pentru că de ce vă pun această întrebare? Pentru că se întâmplă multora dintre noi care mai scriem să ne închidem în turnul de fildeș cu ale noastre cărți și să rescriem bibliografia consultată. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat din patristică este că cei care au scris la un moment dat, în momentele istorice mari,
au scris după ce s-au confruntat cu realitatea parohiei, cu realitatea pastorală, cu experiența de zi de zi. Și de acolo a rezultat spuma și caimacul care a produs bunătatea acelor scrieri. Cu bucurie vă pot spune că această carte e poate singura carte a mea în care predomină, deci peste 50%, experiența personală și cea de slujire. Iar bibliografia și toată lectura care am făcut-o pentru această carte, am făcut-o pentru siguranță, ca nu cumva să mă așez în mod eronat asupra unor teme, nu știu, care să nu fie ok din punct de vedere exegetic și hermeneutic. Mai degrabă mi-am luat sursele ca niște accesorii necesare, dar m-am pus pe mine în această carte. Mi-am pus gândurile mele, percepțiile, proiecțiile mele, nu știu, planurile mele legate de copiii mei și ucenicilor care sunt în jurul meu, și experiența pastorală. Deși ea nu apare în mod direct, nu știu, citată în carte, dar aș spune că peste 50% este acest amestec fericit de pastorală și elementul acesta personal. Tocmai de aceea cartea, ca unul care am participat la lansarea cărții și am făcut o recenzie cărții, tocmai de aceea cartea mi se pare recomandabilă și interesantă, pentru că vine, decolează din realitate și aterizează în realitate. Pentru mine, din păcate, a venit prea târziu, când am ratat câteva lucruri importante ca tată. Recomand tuturor taților credincioși să arunce o privire asupra cărții, și pentru că aș vrea să intrăm puțin în anatomia cărții, să intrăm puțin mai mult, care sunt celelalte capitole dincolo de introducere și cele cinci capitole care formează miezul cărții, introducerea și apoi un epilog și un capitol sintetic, care sunt cele cinci imperative care apar acolo, și să spuneți câte ceva despre fiecare. Da, am ales ca aceste cinci imperative să definească într-un fel poemele. Am încercat să desprind imperativul potrivit, cel care cuprinde într-un fel sfera ideatică a poemului. Bună oară, primul poem l-am pus sub titlul Fii receptiv, fiule. Pentru că dacă ne uităm realmente în textul biblic, vedem că în prima parte, în sinteza pe care Solomon o face învățăturii tatălui său, David nu aduce idei noi, adică nu începe cu noutatea, nu introduce teme grele, ci în primul poem își seduce fiul. Îl cheamă să fie atent, îi spune fii atent la înțelepciune, fără să-i spună ce înseamnă înțelepciunea. Îl pescuiești, sunt pescar de om, Da. îl agață, îl ademenește. Da, de asemenea, atașează acolo niște, cum să spun, beneficii ale înțelepciunii. Încearcă să-l, până la urmă e o seducție, cred, paternă. Fii atent, urmează să spun ceva important, este un captatio benevolențe până la urmă. Asta este fii receptiv. Și înțeleg de aici că uneori marea problemă educațională în familie este tocmai receptivitatea. Noi avem, mai ales tații, nu? Atâtea de spus, uneori ne considerăm exhaustivi pentru că tocmai am trecut prin viață, dar nu avem cui, în sensul că nu avem legătura aceea, nu rezonează copilul cu Din noi. păcate, credem că decibelii uneori înlocuiesc această captatio despre care vorbiți, și încercăm să le captăm atenția prin strigăte. Textul biblic spune mânia bărbatului. Foarte interesant, nu spune mânia omului în general. Da. Este vorba despre antropos acolo, ci este vorba despre aneros, despre bărbat. Tensiunea aceea din vocea masculină Masculină, da. prin care noi credem că le captăm atenția, nimic mai greșit decât acest lucru. Deci fii receptiv. Fii receptiv. Deci, tatăl care își seduce fiul, care îl încântă, îl cucerește, încearcă să-i capteze, cum spuneam, atenția. Apoi, al doilea poem stă sub imperativul Fii prudent, fiule. La al doilea poem, cum vor vedea cei care se vor uita în textul biblic efectiv, David deja introduce marile bătălii ale tinereții. Problema anturajului apare în cel de-al doilea poem și ușor deja problema sexualității, dar cu precădere problema anturajului. Aici avem acea antiteză interesantă între calea rea și calea bună, între sfârșitul celor răi, sfârșitul celor buni. Deci se intră pe chestiuni conceptuale, dar cu accent în special pe anturaj. Fii prudent,
Ai grijă în ce anturaj intri, ai grijă unde te simți bine, pentru că acestea vor fi consecințele. Deci prudența, iar prudența, cum știm, este o virtute dezbătută chiar înainte de creștinism și care capătă, nu, o culoare mult mai vie. Între ele împletit de asemenea promisiuni și binecuvântări, dacă va asculta. Da. Se merge mult pe această logică a consecințelor, într-un fel cauză-efect. Pare simplist când spui, dar când te uiți în text, textul lucrează mai ales poetic, atât de bine tema aceasta. Spune, dacă vei face așa, vei păți așa. Cumva este o încercare de responsabilizare a tânărului. E un respect. Suntem într-o epocă nu atât de îndepărtată. Relația dintre David și Solomon și totuși atât de mult respect transpare din aceste sfaturi. Se pare că David chiar l-a privit ca pe un prinț pe Solomon, cum a și fost el de altfel. Și a încercat să-i dezvolte propria gândire, propria responsabilitate. Să-i spună, până la urmă, tu ești responsabil. Da. Fii prudent, fiule. Al treilea poem, fii statornic, fiule. Este o pledoarie, al treilea poem, pentru statornicie, pentru că se apropie într-un fel de cel de-al patrulea poem, care este explicit pe problematica sexuală. Și din nou statornicia este pusă aici în evidență. Statornicie față de valori, mă grăbesc să spun asta, față de acele puncte tari ale ființei, ale educației. Își cheamă fiul să împărtășească valorile, să le asume și să rămână lângă ele, să rămână stabil. Vedeți, de obicei, vârsta adultului, nu? Sau a senectuții este asociată cu statornicie, cu stabilitate, în vreme ce cât de labil, nu, sunt tinerii sau, în general, adolescenții, tinerii. David plusează și îi cere statornicie într-o epocă, într-o vreme a nestatorniciei. Da, da, da. Vedeți cumva în aceste trepte scalaritatea vârstelor? Începem de la copilul mic, unde avem cea mai mare problemă cu atenția, captarea atenției, restaurarea capacității sau repararea capacităților de atenție, de concentrare, apoi atenția în dialog, apoi atenția și prudența, apoi se construiește statornicia sau este aleatoriu? Nu, 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 este aleatoriu, dar mi se pare interesant. Da. Ar putea fi privită și așa. Da, acum realizez. Al patrulea poem, fii lucid, fiule. Chemarea la luciditate, cum știm din latinește, cuvântul luciditate indică spre lumină, fii luminat, fiule. Da. Aș fi putut spune, da? Și aici, în poemul 4, se dezbate, de fapt, problema vârstei, a sexualității, a femeii străine. O femeie străină, da. A buzelor ei. Tentația orașului, tentația citadină. Da. Și aici este pur și simplu o pledoarie pentru luciditate. E interesant cum David, și am remarcat asta în timp ce scriam și studiam, privește antidotul pentru căderile sexuale, pentru plăcerile trupului, în această luciditate care duce mai degrabă spre o raționalitate corect așezată. Nu pe regulă, vreau să spun, nu pe interdicție, nu pe prohibiție. Și pornește de la identitate. Da. Îi tot reamintește cine este și prin acest apelativ, fiul meu, fiul meu, conștientizarea faptului că este fiul împăratului, că are o identitate aparte. Și femeia, ce sarcini poartă el pe umeri. Sigur, femeia străină este străină de niște valori, este străină de o anumită comunitate, este străină de o anumită identitate. Mi se pare foarte interesant cum ați accentuat lucrul acesta și în text, al construirii unei identități în procesul acesta de ucenicizare dintre tată și fiul. Tu ești al meu, ea este a nimănui. Da. Da. Tu vii de undeva, ea vine de nicăieri. Tu te îndrepți spre ceva, ea nu se îndreaptă spre nimic. Ea se îndreaptă spre moarte. Spre moarte, da. Da. Și te va duce la moarte. Da. Și te va trage după ea, un fel de vampirism. Și în fine, al cincilea poem, fii consecvent, fiule, pentru că așa am simțit că în ultimul poem, cel de-al cincilea, David pur și simplu pledează pentru această perseverență a valorilor. De îndată ce ai învins, învinge mereu. De îndată ce ai înțeles, străduiește să înțelegi mai mult și mai bine. Iar consecvența, până la urmă, e un proiect de viață a oricăruia dintre noi. Da. David nu-și vrea fiul biruitor al unei moment, a unei lupte, ci vrea să ia tot războiul, să-l
să-l învingă. Și îl cheamă la consecvență. Finalul poemului este ceva de genul ca nu cumva, dacă nu ești consecvent, să zici cum am putut să mă nenorocesc în mijlocul poporului și adunării. Da, aici din nou, pornind la identitatea prințului, se merge spre comunitate, apartenența față de comunitate pe care la final va trebui să o conducă, să preia coroana tatălui său. Îl vedeți, vedeți cele cinci poeme și ca un manual de utilizare a împărăției și a împăratului, a conducerii, pentru că sunt foarte multe îndemnuri în aceste capitole și capitolul final, care este scris de o casnică, de o femeie. Vedeți ideea aceasta de conducere, de atât de la modă acum în mediul evanghelic, leadership, parcă toată lumea este obsedată de leadership, dar nu mai punem accent pe construirea caracterului unui lider. Oricum, mi se pare tocmai asta interesant în cartea Proverbe. Este un fel de manual de întrebuințare a liderului pentru lumea postmodernă, dar pune accent pe construirea caracterului, pe construirea adevăratului sistem de valori. Ajunge la esențe, nu? Cine conduce, de ce conduce și pe cine conduce până la urmă. Și care e finalitatea relației, da, nu? Da. Ce a schimbat în viața dumneavoastră personală și ce a schimbat în viața dumneavoastră pastorală scrierea acestei cărți? Ce ați făcut altfel sau ce a revoluționat? Pentru că bănuiesc sau ar trebui să fie scrierea unei cărți de înțelepciune ar trebui să fie un punct de turnură pentru fiecare dintre noi. De aceea vă întreb. Cartea aceasta m-a ajutat să fiu un pic mai bun. M-a ajutat în mod tehnic, în educația propriilor mei copii, să fiu mai maleabil. Am căpătat o maleabilitate, a nu se citi permisivitate. Am înțeles că trebuie să-mi ajustez până la urmă argumentele, dialogul care l-am cu ei, copiii mei, adolescenți acum fiind, să fiu mai înțelept în sensul să nu mă folosesc de autoritatea deontologică atât de mult, cât de subtilitatea, suplețea, eleganța, profunzimea argumentelor pe care le aduc și să-l responsabilizez pe el. Mult să-l responsabilizez pe el. M-a făcut, într-un cuvânt, maleabil, dar în sensul pozitiv al termenului. Din punct de vedere pastoral, cartea m-a ajutat mult să am o altă înțelegere asupra tinerilor. Adică o mai bună înțelegere, o mai adecvată, să-i judec mai puțin și să-i ajut mai mult dacă pot sau dacă se lasă ajutați. Cred că acestea sunt două mari câștiguri personale cu care am ieșit din scrierea acestei cărți și cumva am scris-o, să zic, din punct de vedere pentru mine. M-am pus în ea, m-am răscolit în ea, m-am corectat în ea. Cartea e mai bună decât mine. Așa ar trebui să întâmple, deși fiecare carte la un moment dat ne lasă în urmă și noi suntem în continuă curățire, sfințire, progres spiritual. Încerc și eu să mă țin după ea. Însă așa ar trebui să fie o parte din noi care să ardă cei rău, să fie procesul ăla de catarsis în care scoatem gunoiul sufletesc și îl ardem în producerea de un foc bun în care să rămână doar aurul cugetărilor sfinte. Cartea mai are o introducere și ceva încheieri. Este prinsă într-un clește, ca între coperți. Ce se află în introducerea aceea și în epilogul și încheierea cărții? La introducere am pus-o subtitlul Picurul din faguri, pentru că, spre deosebire aș de alte cărți, sunt un pic confesiv în introducere. Și vorbesc un pic despre adolescența mea, despre cumpăna aceea dintre comunism și democrație, când nu ne-am dumirit bine și mai ales adolescent fiind, nu te dumirești bine cu viața, dar cu sistemul, și când am dus lipsă de cărți, de lecturi, de mentori. Vedeți, pe vremea aceea nu era atâta leadership, nici măcar în poveste. Da. Dar senzația mea este pe an ce trece, că acei oameni simpli pe lângă care eu am crescut, au știut, frate Marius, mai mult leadership decât știm noi cu biblioteci întregi. Și câțiva dintre ei m-au apropiat.
și m-au învățat atâta cât au știut ei, dar într-o puritate, într-o pioșenie pe care aș vrea să o reiterez în viața mea. Și atunci povestesc puțin despre nevoile mele, despre faptul că mi-ar fi plăcut ca cineva să fi scris această carte atunci. Mi-ar fi plăcut să o citesc atunci, chiar așa și pomenesc în carte. Mi-ar fi plăcut ca tatăl meu, sugerez asta doar în carte, să fi avut atunci, nu știu, mica lui revelație. Să-mi fie mai aproape, nu mi-a fost, din natura serviciului. Și cumva pun această nevoie, pun această mică destăinuire în începutul cărții și nu-mi pare rău că am făcut-o, este foarte apreciat prima parte a cărții. Aproape mă tem că unii citesc doar prima parte. Așa, pentru că am pus cumva din mine și încerc să argumentez că scriu această carte și cutezanța mea se clădește tocmai pe acel vid pe care l-am avut eu cândva existențial. În finalul cărții? În finalul cărții am rapsodia celor două căi. Această interesantă antiteză care străbate toată cartea Proverbe. Între calea vieții, calea morții, calea rea, calea bună. Calea înțelepciunii, calea prostiei. Calea prostiei, da. De ce îndrăgim atât de mult cartea Proverbe? Pentru că este scrisă în termeni antitetici și, până la urmă, mintea noastră e făcută, cum ne spunea Francis Schaeffer, atât de frumos, pentru antiteză. Că marea dramă ce o trăim conceptual azi este această sinteză, acest amalgam, acest sincretism, nu, în care am ajuns. Greu mai gândim acum în termeni antitetici. Acum răul, dacă stăm bine să ne gândim, e bun. Binele, dacă stăm bine să ne gândim, e rău. Și până la urmă fiecare cum simte, fiecare cum decide, pentru că nu e așa, am pus omul pe piedestal. Uite, această carte te readuce în matca gândirii autentice, care poate scoate om din tine. Este această permanentă antiteză, acești doi poli între bine și rău. Și mereu deasupra ta, pe umerii tăi, se așează responsabilitatea deciziei. Încotro te vei îndrepta, acolo vei ajunge. Aș vrea să decolăm din carte spre o problemă extrem de dureroasă și care a apărut în știrile care ne trec ca glonțul pe lângă ureche. Și când spun știri care ne trec ca glonțul pe lângă ureche, le văd exact cu amenințarea aceea a morții, a morții lăuntrice, a loviturii de moarte pe care o poate aduce în comunitățile noastre. La ce anume mă refer? Eu am crescut ca un fiu fără tată, dar am avut marea binecuvântare să găsesc un înlocuitor de tată, un unghi de-al meu care a trecut la Domnul la 95 de ani și pentru care am avut un respect desăvârșit, fost pastor vreme de 55 de ani, a fost un bun sfătuitor, un bun mustrător și, cum spuneați, intuitiv și într-o deplină curăție, a făcut ceea ce trebuia să facă. Am fost favorizat, Dumnezeu așa a aranjat lucrurile. Dumneavoastră ați trăit experiența văduviei, conștientizarea aceea într-o tensiune ca de ar, care se întinde și apoi când ați revenit la normal, ați prețuit mai mult familia, soția, copiii și ați căpătat un unghi de vedere care le lipsește multor bărbați. Ce înseamnă să fii tată normal după ce ai trecut printr-o situație dureroasă? Pornind de la aceste puncte de vedere diferite, al meu, al dumneavoastră și al ziarilor care ne anunță că există o categorie de tineri care ajung la suicid, la sinucidere, pentru că părinții le-au plecat ca să le facă un viitor. Pleacă tații într-o localitate din Bucovina, nu mai sunt bărbați. Peste tot pe unde te duci în țară, te întâlnești cu bărbați în lume, în Europa, te întâlnești cu bărbați din localitatea respectivă. Eu zic, dom'le, cum a putut produce localitatea aceea atât de mulți bărbați că sunt prăștiați pe toate meridianele? Copii fără tați, copii care resimt atât de dureros lipsa tatălui, încât ajung să-și pună capăt vieții. Paradoxal și ironic, părinții aceia se duc să le construiască betoane,
și ajung sub placa de beton a cimitirului. Cum vedeți recuperarea familiei evanghelice? Haideți să pornim de la noi, pentru că și noi avem o grămadă de astfel de familii care se deconstruiesc, sunt în disoluție, ne pleacă bărbații, ne pleacă uneori și femeile, se duc, îi lasă în grijă bunicilor sau mai rău, cu cheia legată de gât, în părăsire, numai ca să le facă, pun între ghilimele, în viitor. Frate Marius, cum bine știți, Biblia este o carte pentru bărbați. Iar când Pavel spune în Efeseni și voi părinților, de fapt, este și voi taților. De fapt, nu chiar e vorba de amândoi cu aceeași intensitate, ci e vorba de tată. Cred că problema de fond este o percepție greșită asupra educației în perspectiva aceasta românească, nu neapărat evanghelică, mai degrabă istorică, tradițională. Foarte mult, de exemplu, bunicul meu, ca să spun așa o generație, bunicul meu, chiar și tatăl meu într-o bună măsură, deci două generații, au considerat că a crește pruncul e treaba mamei. E treaba ei, a femeii. Femeia îl naște să fie sănătoasă. Noi ne ducem, vânăm și aducem resurse, ele să crească pruncii. Această înțelegere greșită a educației, într-un fel, ce interesant, monoparental, în vreme ce amândoi părinții trăiesc, îl degrevează pe tată. În mintea lui, în mintea multor tați, din păcate, există această liniște. Ei dorm liniștiți. Ei dorm liniștiți în Spania, în Italia, știind că trimit bani acasă. Au pus banii la Western, ei deja sunt, sunt liniștiți. Pentru că atât au înțeles, frate Marius. Poate că n-a fost cine, poate că n-a fost persoana potrivită, cadrul să înveți că nu e vorba despre asta. Mi-aduc aminte de o carte care am folosit-o în bibliografie a lui Josh McDowell, Sunt un tată bun, în care povestește experiențe, cel puțin vreo două, între el și fiul lui la adolescență, în care a simțit nevoia să-l ia pe fiul lui cu el în câteva ieșiri, în câteva conferințe unde fiul nu-l ajuta cu nimic, nu mai purta grija chiar, tocmai pentru că simțea că îl pierde. Dar nu se întâmplase nimic dramatic. Dar simțea că un hău se deschide între el și fiul. Tragedia. Și George McDowell n-a plecat de acasă în sensul cu lunile, cu anii. Deci cred că noi trebuie să reconstruim conceptul de educație și să spunem răspicat că un copil are nevoie de amândoi părinții și să mai spunem că tatăl e cel care dă linia. Tatăl e mare preot, nu așa spunem în biserică? Când spuneți asta, că probabil ascultătorii noștri vor interpreta afirmația dumneavoastră șocant, vor fi șocați de afirmația aceasta, când spuneți că Biblia este o carte pentru bărbați. Ce înțelegeți prin asta? Înțelegeți că tatăl era interpretul, tatăl era cel care deschidea scripturile pentru restul familiei, nu că femeile n-ar avea dreptul să o citească sau n-ar avea... Asta înțeleg. Asta înțeleg că tatăl este partea activă, într-un fel conceptualistul, teoreticianul, cel care transmite ideile, care le promovează, care veghează la perseverare, la perseverență, la aplicarea lor, nu că soția nu are și niciun și cel care este primul responsabil, înainte nu numai implicat, primul responsabil înaintea Dumnezeu de întreaga familie. Foarte bine a subliniat această deresponsabilizare și aici trebuie să vă fac o mărturie, o mărturisire. Eu însumi am fost un părinte plecat de acasă, de asta o spun cu durere. Și nu neapărat plecat fizic din casă. În perioada studiilor mele, când scriam la doctorat, fiul meu mijlociu acum îmi cerea, tati, hai să ne jucăm, tati, hai să ne jucăm. Încă un paragraf, dragă cu tati, încă un paragraf. A fost cea mai proastă decizie pe care am luat-o ca tată de a-i amâna timpul când mă întorceam spre el, copilul deja dormea. A fost o perioadă pe care nu mai pot recupera. A fost o perioadă de fractură, de comunicare, mai târziu, când am mai vrut eu să comunic cu băiatul, n-am mai putut comunica. De aceea, pentru că ne ascultă și frați, surori, credincioși, de diferite confesiuni din diaspora, și dumneavoastră călătoriți spre ei și eu călătoresc spre ei, deși le-am spus în conferințe pentru familii, taților, întorceți-vă înapoi acasă, este atât de comod să fii deresponsabilizat încât, deși știu adevărul, nu se mai întorc acasă. Și mai este un paradox, îl observ și eu în diaspora. Muncesc de dimineață până seara acești bărbați.
sunt buni meseriași. Europa se construiește într-o oarecare măsură cu ei. Da. Se construiește la modul fizic. Da, da. Muncesc din greu. Fiecare euro este plătit cu sudoare. Da. Și asta nu devenim patetici. Realmente da, așa se da. Întâmplă. Și totuși și-au ales partea ușoară, frate Marius. Deci cu tot respectul pentru munca lor, da. Pentru cinstea lor și hărnicia lor, eludează. Au fugit de partea grea și asta și eu le spun. Da. Vă respect pentru ce faceți, dar v-ați ales totuși partea ușoară. Munca fizică enormă e totuși mai puțin decât interacțiunea, felul în care te faci vulnerabil, te expui, suferințele, tânjirea inimii tale, frângerea inimii tale pentru copilul tău. Partea grea este să te întorci spre copil, să te întrerupi din orice activitate, să te întorci spre copil și să îi accepți întrebările incomode, frământările. Da. Un alt lucru pe care îl spun fără oboseală și vreau să mă verific și să vedem cum priviți această afirmație. Spun fără oboseală la orice conferință pentru familie, la orice sfătuire, la orice, când mă întreabă unii și alții ce aș schimba în educația copiilor. Acum, după cum știți, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un alt copil, ne-a dat șansa de a reîncărca softul de educație și să-l reactualizăm și să-l reaplicăm. Dacă aș schimba ceva, ar fi timp, 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 timp petrecut cu copiii. Timp. Uneori zicem, mi-aș da copilului inima, rinichii, ficatul, dacă ar avea nevoie, m-aș oferi pentru transplant, i-aș da viața mea. Păi viața ta nu înseamnă, în primul rând, plămânii, organele, viața ta înseamnă timp. Sigur. Dă-i viața ta, dă-i timp. Nu întâmplător se spune că pentru copii dragoste se scrie timp. Ei n-au conceptul de dragoste. Da. Ei dragoste, așa scriu ei, timp. Cât timp le oferi? Nu întâmplător o fetiță, întrebată fiind cine sunt bunicii, ce înseamnă să un bunic? Și ea a răspuns, bunicul este omul care are cel mai mult timp din lume. De aceea spunea ea, îl iubesc pe bunicul. Legat tot de această noțiune de timp egal educație, egal ucenicie și străbatem coclaurii să facem ucenici din toate națiunile și trecem peste 7 mări, 7 țări, când ucenicii cei mai apropiați sunt în casa noastră. Dacă ne uităm în ritualurile sărbătorilor evreiești, există o poruncă pentru tați și fii, care trebuiau să vină înaintea preotului și să mărturisească împreună și să reia istoria. Am fost un al meu pribeac și așa mai departe și veneau cu coșul, cu bunuri aduse înaintea preotului, dar neapărat era această prezență obligatorie a tatălui și a fiului, tați și fii, tați și fii, care trebuiau să spună aceeași poezie din nou și din nou. Cum putem, dacă atunci acolo s-a făcut așa, făcând podul exegetic, cum putem restaura aceste lucruri astăzi, acum, în comunitățile noastre? Apostolul Pavel, cum știm în epistole, cel puțin în 2 dintre ele, se ocupă de această relație într-un spațiu greco-roman. Am fost surprins să aflu, când am studiat un pic exegetic acele pasaje, că după 10 ani, în lumea greco-romană, după ce băiatul avea 10 ani, undeva la vârsta aceea, la cumpăna aceea, îl preda tatălui. Unii spun că mai devreme, undeva la 7 ani, îl preda tatălui. Adică mama alăptează, îl crește, îl îngrijește, copilul devine oarecum independent acum, da, e mărișor, e sănătos, îl predă tatălui. Și tata îl duce până la vârsta majoratului, atunci era sub 18 ani. Bun, îl duce până la majorat. Mi-a plăcut ideea, cel puțin ca și concept. Cred că trebuie să existe această predare din partea mamei, da, tatălui. Și tatăl sau unui să fie bărbat din familie în autoritate, dacă tatăl lipsea. Sigur, exemplu, sigur. Da? Unui bărbat, unei autorități masculine. Mai ales pentru băiat, mai ales, care își caută oricum modele. Din nou, una dintre problemele acestea furtunoase legate de problema homosexualității și a faptului că unii băieți, la băieți mă refer acum, unii băieți nu știu încă sigur, nu? Ajung să spună nu știu sigur de fapt ce sunt, ce sunt eu, e datorată și absenței tatălui.
care tata are o altă abordare asupra vieții, mm-hmm. care îl face să fie bărbat într-un fel, prin felul cum îl abordează, prin joc, nu? Prin mișcare, prin un pic de expunere la risc până la urmă, ceea ce orice băiat cu adrenalină își dorește. Și atunci mă întorc, cred că trebuie să fie un astfel de transfer, nu înțeleg prin asta ceva brutal, nu înțeleg din nou, nu știu, abandonul mamei sau... Dar cred că la un moment dat tata trebuie să-și intre serios în drepturi și asta undeva la pubertate, tata ar trebui să-și intre mai serios ca niciodată și dacă nu s-a trezit până atunci, reacțiile copilului, acelea de sfidare, de obrăznicie, de trântire a ușii, de replică, acelea fie ele semnalul, să zic așa, în care tata să stea și apoi să pornească sub alte paradigme și să încerce să se apropie de el într-o bună educație. În lumea greco-romană se pare că s-a înțeles lucrul acesta. Tata atunci era ajutat de un pedagog, în fine depinde de starea familiei, de acord că trebuie să ne ajutăm de instituțiile care ne pot ajuta, în primul rând de biserică să ne ajutăm, de școală în măsura în care putem. Și ce aș mai vrea să spun aici este că, mai ales cu adolescenții, fundamental mi se pare, și spun și din experiența proprie, să iei cu tine. Da, da. Ucenicia peripatetică. Peripatetică, da. Să-l iei, să te plimbi cu el, să-l iei cu tine. Îl iau uneori pe fiul meu la evanghelizări, îl obosesc, unde din nou mă ascultă pe mine, predicând. Dar nu-l iau pentru predică, frate Marius. Pentru timpul de mașină. Da. E, vedeți, avem un exemplu biblic în privința asta. Avem un copil orfan de tată, Timotei, crescut de două femei, dar se pare că la vârsta pubertății, destul de devreme, intră în mâna tare a apostolului Pavel și îl ucenicește. De aceea spune, mi-ai văzut încercările, răbdarea, și dă o întreagă hartă de călătorii. M-am gândit imediat ce a spus de călătorie. Dacă trasăm călătoria, sunt distanțe enorme pe care le petreceau împreună un adolescent cu un bărbat în toată virtutea lui, și așa și-a format Timotei caracterul, a putut să fie un tânăr fragil, bolnăvicios, dar a păstorit una dintre cele mai dificile comunități din Sfintele Scripturi, din Efes. Dacă mai sunt tați care ne ascultă și care mai cred că în relația cu un puber, cu un adolescent, cu fiul lor, mai poți să ții cu ei, cu copiii, lecții, în sensul să te așezi la catedra familiei și să-l chem pe băiat și să-i ții o prelegere. Dacă te va asculta, să zicem, dacă te va asculta, o va face din pură complezență, dintr-un soi de educație minimală, gândul lui de obicei va zbura în altă parte și poate ai fi mai credibil, dacă vrei să mergi pe varianta asta formală, ar fi mai credibil să te filmezi și să-i dai un YouTube cu tine. Poate ar fi mai credibil pentru el să te găsească pe internet decât să mergi într-o astfel de relație profesorală cu fiul tău. Chiar nu mai ține, chiar nu mai merge, chiar generația aceasta a copiilor noștri este hăituită realmente. Da, de spațiu virtual, de tehnologie, de păcatul de la un click distanță, de atâta tentație, cum și noi am avut, dar totuși nu cu această intensitate, nu cu această presiune. Ne apropiem de finalul discuției noastre, din păcate, o problemă extrem de dureroasă, o cicatrice care doare în viețile multora dintre noi, care am crescut copii, adolescenți și n-am luat deciziile corecte la vremea potrivită. Ce ați transmite, o ultimă frază, un ultim îndemn părinților, în special taților care ne ascultă, din partea autorului poemelor tatălui? Aș da un sfat practic din care m-aș bucura ca ascultătorii mei, tații, să desprindă un principiu. Eu practic lucrul acesta de câteva luni. Îmi iau băiatul și îl duc uneori dimineața la școală cu mașina. Sigur, el merge cu transportul în comun pentru că trebuie să fie un copil normal. Dar uneori îl duc cu mine dimineața cu mașina sau mă aranjez să fiu în zona școlii lui, să-l sun, să-l pot lua cu mașina. Acel timp de 10 minute petrecut în mașină răscumpără și energizează o întreagă zi, poate o întreagă săptămână. Nu avem timp de prea multe discuții, dar profunzimea, intimitatea,
Răstimpul, nu e timp, e răstimp, e, îmi consolidează relația cu el. Luați asta și practic și ca principiu. Duceți-vă uneori copilul la școală cu mașină. Vă mulțumesc din nou pentru timpul acordat, pentru discuția aceasta care mi-a stârnit mie personal emoții personale și amintiri răscolitoare. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre cu un gând care se pare că se sintetizează din întreaga noastră discuție. Timp, timp, timp de calitate. Și dacă vrem să fie un timp care să crească calitativ permanent, să-l presărăm cu scripturi între noi și fiii noștri, să găsim orice ocazie, orice oportunitate pentru a strecura învățătura, înțelepciunea din scripturi în mințile lor atât de înfometate de informație. Stimați prieteni, iată un subiect care va apărea din ce în ce mai rar în presa audio-video și pe paginile ziarelor, relația dintre tați și fii, dar ea apare în scripturi. Și dacă apare în scripturi și viețile noastre sunt călăuzite de scripturi, să ne luăm inspirație din Sfintele Scripturi și să ne restaurăm, să ne recuperăm ceea ce mai poate fi recuperat. Și dacă aveți fii risipitori plecați de acasă, rămâne ceva ce mai putem face. Putem să ne rugăm pentru ei, putem să mijlocim înaintea Domnului pentru viața lor și putem să iubim și risipitori fiind și la distanță. Și când va veni vremea, ne rugăm pentru toți fiii risipitori pe care îi aveți, ca Dumnezeu să-i întoarcă acasă. Nu mai țineți minte un lucru. Există o duritate a Tatălui, dincolo de toată înțelepciunea iubirii pe care noi o practicăm. Tatăl fiului risipitor nu i-a trimis niciodată pachet fiului risipitor. Așteptați-i în dragoste, dar nu sponsorizându-le viața risipitoare. Mulțumim pentru înțelepciunea primită din Scripturi, pentru înțelepciunea Bisericii lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze!